Bine v-am găsit! Din ciclu de emisiuni dedicate numerologiei, ne-am gândit noi, eu și cu Ionuț Agachi, pentru că este din nou în platoul televiziunii Arad, să vorbim astăzi despre nume. Dacă vă mai amintiți, emisiunea anterioară dedicată numerologiei, am vorbit despre cifra destinului și la final chiar i-am propus să abordăm și această temă, semnificația numelui în numerologie. Asta vom face în această seară. Bine ai revenit, Ionuț! Bine te-am regăsit, Codruța! Ia să vedem cât de important e numele. Știu că calculul numelui în general e destul de complicat. Nu știu dacă putem noi în seara asta să detaliem asta, exact cum se calculează, pentru că spui tu despre ce e vorba. Dar cât de important este numele pe care îl primim atunci când venim pe lume? Cât de mult ne influențează destinul? Cât de mult ne influențează drumul nostru în viață? Deciziile pe care le luăm? Nu știu, felul nostru de a fi. Păi hai să spunem așa de la început, dacă ne interesează cât de important este, cum ne-am fi înțeles acum, cum ne-am fi diferențiat dacă nu aveam un nume, dacă nu aveam identitatea mea. Pentru că în momentul în care pronunți un nume, un nume al cuiva, nume, prenume, deja îți faci în cap o imagine a persoanei respective. Nu există doar un nume acolo, este o entitate întreagă, cu calități, cu defecte, cu un istoric, cu o grămadă de lucruri pe care le știi despre persoana respectivă. Chiar dacă le știi, chiar dacă nu le știi, tu deja ai identificat-o undeva, în timp și spațiu. Chiar dacă este din trecut, chiar dacă este o persoană cu care te vei întâlni în viitor, deci automat este o pecete sau un, să zic așa, o formă simbolică prin care cunoști o persoană. Indiferent că este sau nu de față. Și atunci automat este un simbol personalizat al nostru, numele. Acum sunt foarte multe tipuri de calcul ale acestui nume, foarte multe interpretări. Este odată onomanția care se folosește, este considerat un studiu divinator al numelui, pentru că aici este vorba și de transformarea literelor în cifre, echivalența literelor cu cifrele și astfel se fac calcule numerologice și în același timp se mai ține cont și de etimologia cuvintelor, care de fiecare dată aduc și o anumită însemnătate și vin și completează semnificația numerologică a numelui. Deci, pe de o parte, există un tip de numerologie, să-i spun așa, care este foarte răspândit, mai ales din partea occidentală, acolo este foarte pronunțat, calculul numelui. Se găsesc foarte multe cărți, foarte multe site-uri, foarte, foarte multă informație despre nume în numerologie. Ideea principală pe care eu o promovez foarte mult este următoarea. Numele se poate schimba oricând. Chiar și legal. Se poate, să zicem așa, pe lângă faptul că nu suntem numiți toată viața cu numele și prenumele pe care îl avem sau cu numele complet, dacă sunt mai multe prenume, de foarte multe ori apar porecle, apar diminutive, apar tot felul de, cu totul alte nume chiar. Și nu contează? Trebuie. Da, da. Contează, toate acestea contează, au semnificațiile lor, fiecare. Diferența este că nu se păstrează, nu putem merge de la început până la capăt cu același nume. Bun, și când se naște un copil, el are un numele, ia numele părinților, primește un prenume de multe ori chiar două. Toate contează, da? Atunci când se face un calcul numerologic. Da, toate contează. Ce vreau să completez, pe de o parte, numele acesta variază foarte mult. Așa. Și întâmplător și neîntâmplător. Și după voia noastră îl putem schimba. Lucrul important care nu variază niciodată și aia nu se mai schimbă este ziua de naștere. Aha. Tocmai de aceea eu pun foarte mare accent pe ziua de naștere în momentul în care caracterizăm cel puțin o persoană, un om, o ființă. Când vrem să aflăm calitățile, defectele, la ce este bună, ce să facă, ce să nu facă, atunci foarte mult mă axez pe ziua de naștere și pe calculul zilei de naștere, toată numerograma respectivă. După care numele, denumirile, titlurile pe care le are și așa mai departe, pentru că toate contează la un moment dat, acestea vin ca și un fel de haine suplimentare asupra omului. Sau ca un fel de condimente în viața omului, care te ajută, te împiedică la un moment dat și
eu știu, diferite alte influențe în viața omului, care se manifestă cu siguranță. Deci 100% își fac apariția în viața omului toate aceste influențe datorate numelui. Important ar fi să pornim un pic de la începuturi. Cam de pe unde au început toate lucrurile să aibă un sens. De unde curiozitatea asta de a studia și numele și l-a asocia cu numerologia? De unde a venit? Din totdeauna, cred. Efectiv de la începuturi, pentru că la început a fost cuvântul. Hai să spunem așa. La început a existat Dumnezeu într-o formă nedefinită. Bine, și acum este nedefinit, nu-l putem defini. Dar a fost acel Dumnezeu și a fost acel cuvânt despre care știm. E acest cuvânt, înainte de a se materializa într-un cuvânt, a fost cu siguranță un gând al lui Dumnezeu. În toată înțelepciunea lui și în toată, și-a dorit să creeze o lume, să creeze ceva. Ceea ce vedem astăzi. În momentul în care a și verbalizat, în momentul în care apare cuvântul, este prima formă materializată a gândului, cuvântul. Pentru că îl putem măsura, îl putem auzi, putem interpreta dimensiunea, putem să facem foarte multe lucruri cu un cuvânt. Dar un gând nu poate fi cuantificat. Și atunci, prima formă de materializare este acest cuvânt, care automat limitează. Pentru că îți creează niște limite, îți dă niște caracteristici, îți dă niște dimensiuni care pot fi măsurabile. Că vorbim despre un carnet, un stilou, un birou, orice, automat în capul nostru avem o imagine definită a acelui cuvânt. Și știm exact, l-am transpus în ceva palpabil și real. E, de aici mai departe, așa lucrurile au evoluat. Încetul cu încetul, limbajul la începuturi a fost mult mai profund decât ceea ce este astăzi. Erau cuvinte mult mai puține, se foloseau mult mai puține cuvinte, dar însemnătatea din spatele cuvântului era mult mai mare. Și oamenii vorbeau foarte puțin pentru că, eu știu, conștient sau nu, nu știu cum se întâmpla la începuturi, erau mai aproape de puterea adevărată a cuvântului și își dădeau seama de puterea de creație a cuvântului. Pentru că în momentul în care și verbalizez deja, cum am zis, este prima formă a materializării gândului pe care îl ai. Dacă rămâne doar în capul tău, este altceva. Dar în momentul în care ai spus, automat urmează și ceilalți pași. Pentru că tu ai răspândit undeva ideile tale în tot universul care ne înconjoară și toate lucrurile astea, la un moment dat, dacă vrei, vorbim de principiul acela, cine se aseamănă, se adună, chiar și la nivel de cuvinte, la nivel de intenție, la nivel de calitate a energiei, lucrurile se adună, se acumulează, până la un punct critic când se și întâmplă ceva. Dacă e să facem o paralelă, putem să vorbim foarte bine despre un nor de ploaie. La fel, sunt anumite condiții care trebuie să se cumuleze pentru a și ploua, pentru a se forma nou norul, pentru... La fel se întâmplă chiar și cu cuvintele noastre. Și în momentul în care noi ne dorim să facem ceva, avem un plan simplu în viața noastră, orice fel de plan ar fi, trebuie să plece de undeva, prin cuvinte, prin schițe, prin proiecte, prin activități, așa mai departe, dar toate pleacă din cuvinte, din aceste cuvinte, tocmai de aceea sunt foarte importante. Mai târziu, pe parcurs, oamenii au început să numească lucrurile. Pe de o parte, putem să vorbim despre, și aici are legătură foarte mult cu etimologia numelor noastre din ziua de astăzi, denumirile chiar și a zeilor, chiar și a lui Dumnezeu, așa cum a fost mai ales în scrierile și în toată tradiția ebraică, de acolo provin foarte multe, foarte, foarte multe semnificații ale cuvintelor pe care le avem astăzi, care au fost pe parcurs folosite de și combinate în diferite limbi și în diferite dialecte, care s-au transformat câte un pic, dar baza rămâne aceeași. Semnificația și sensul cuvântului rămâne același. Și o să vedem pe parcurs despre ce vorbesc. Se știe că în trecut
au existat și asta s-a păstrat chiar și în tradiția noastră populară. Sunt foarte multe denumiri care nu se rostesc. La un moment dat nici măcar numele lui Dumnezeu nu se rostea. Să nu mai spun de partea întunecată, de diavol sau orice fel de entitate negativă care la fel nu se numea pe nume. Se foloseau tot felul de alte adjective, de chiar mai ales la noi în tradiția noastră populară, diferite forme în batjocură se foloseau ca să îl numească pe cel care nu trebuia numit. Când vorbim despre numele zeilor, de exemplu, de la greci sau de la alte popoare, la fel a existat o perioadă în care acestea nu trebuiau cunoscute. Și erau ascunse numele zeilor ca să nu le știe lumea, pentru că ei considerau că în momentul în care știi numele cuiva, deja poți să acționezi asupra lui și îl poți influența. Iar lucrurile astea automat se întâmplă și în ziua de astăzi, pentru că dacă e să ne gândim doar la diferite forme de vrăjitorie, de ochiuri, de, eu știu, orice fel de forme din acestea tot populare, pentru că de acolo s-au păstrat cumva, este nevoie de numele persoanei respective, asupra căreia se face o vrajă, se face un descântec, se face absolut orice. Deci trebuie să-l identifici, să știi la cine te referi. Da, dar poți să spui numele, dar trebuie neapărat să vizualizezi și persoana. Pentru că acum mă gândeam, când te auzindu-te cum povestești, mă gândeam că atunci când pronunți un nume, în general l-asociezi cu o persoană pe care tu o cunoști. Chiar dacă persoana, nu știu, o alta poartă același nume. Da. E foarte interesant. Practic, da, totul se rezumă la ceea ce știi tu. Dacă o Roxana, de exemplu, care ți-a făcut rău cândva, da, normal că atunci când mai întâlnești numele ăsta, ai un pic de strângere de inimă și parcă așa un pic de furie. Exact. Și ți-aduce aminte de sentimentele pe care le-ai încercat în experiența pe care ai avut-o cu acea exact, persoană. De aceea spuneam că în trecut oamenii erau mult mai atenți la cuvinte. Uh-huh. Pentru că știau să facă această diferențiere și știau un pic mai mult despre efectele care pot fi generate de cuvinte. Fie că vorbeau de nume, pronunțau numele cuiva, în diferite, pentru că și aici, din nou, au fost foarte multe situații de care se ținea cont, nu se folosea oricând, oriunde, numele cuiva, nu în orice fel. Și atunci, mai departe, în zilele noastre, s-a diluat foarte mult această cunoaștere. Foarte, foarte mult și ajungem la o vulgaritate extremă, deja, cu toate lucrurile astea, pentru că am devenit foarte superficiali și foarte grăbiți în a ne înconjura de materialitate, de materialism și atât. Și uităm de latura spirituală, latura mai puțin palpabilă chiar din noi, pentru că suntem compuși din trei părți. Iar în momentul în care, exact cum ai dat și exemplul, ne referim la cineva, este imposibil să vorbești despre ce, să pronunți un cuvânt fără să ai și o reprezentare a cuvântului respectiv, orice fel de cuvânt ar fi. Chiar dacă e să pronunțăm un cuvânt total ciudat, un blărea acum, da? Deja undeva în universul ăsta s-a întâmplat ceva. A luat un fel de formă, s-a materializat într-un fel, are un rost, are un scop. Dacă îl vei mai auzi de acum înainte, deja te vei gândi la mine și vei ști ceva acolo a fost. Poate că nu știi să-l identifici în totalitate, dar în momentul în care vorbim despre cuvinte cunoscute, atunci automat n-am cum să vorbesc, să mă exprim într-un fel, fără să știu exact în capul meu, să am o imagine în capul meu. Mai departe, când vorbim despre nume, începusem să zic că este o foarte vastă școală, să zic așa, numerologică, mai mult în partea occidentală, legată de nume. Dar eu nu-i dau atât de mare importanță. Are, cu adevărat, are o semnificație, dar nu atât de mare pe cât se dorește a fi. Sau poate a fost interpretată greșit, pentru că sunt foarte multe persoane care se leagă de lucrurile acestea, le interpretează în fel și fel de moduri. Eu recomand oamenilor în cea mai mare parte să ia ce le convine de acolo, poate că sună un pic ciudat, dar având în vedere practica pe care o am și experiența pe care o am,
recomand cu toată căldura, când aveți dubii undeva, luați doar ce vă convine și atât, restul să o lase. A, și când faci o numerogramă, pentru că nu de sunt exemplu, atât de concludente studiile respective. E în considerare și numele sau doar data nașterii, data, luna? Uite, haideți să explic în felul următor ca să se înțeleagă, poate zic eu un pic mai bine. În momentul în care, că tot am vorbit despre cifra destinului, caracterizăm o persoană prin cifra de destin, are o semnificație destul de mare, am putea să spunem ca și cum îi cunoaștem naționalitatea persoanei. Să fac o paralelă. Deci nu are legătură strict cu numerologia, dar să fac așa o paralelă cu ce putem cunoaște în viața de zi cu zi. Când știm, identificăm cifra de destin, îi știm naționalitatea. Acum depinde de gradul de cunoaștere al fiecăruia. În momentul în care cunoști foarte bine istoricul unei țări, cum, nu știu, cum s-au dezvoltat oamenii de acolo, cum se conduc, cât de ușor, care este nivelul de trai, care este, eu știu, chiar și salariul minim, cum își petrec marea majoritate timpul liber și așa mai departe, pentru că dacă stăm să ne gândim, sunt mari diferențe între România, Italia, Spania, America, India. Sunt diferențe foarte mari pe care le poți spune chiar și la modul general despre oamenii de acolo, de acolo, de acolo. Și în momentul acesta, când vrei să intervii, să influențezi viața cuiva, ai deja suficiente instrumente cunoscând lucrul acesta. E, la fel se întâmplă și cu cifra de destin. Când știi lucrul acesta și cunoști ce înseamnă cu adevărat cifra respectivă, ai deja multe instrumente prin care să intervii în viața omului. Mai departe, când vorbim despre ziua de naștere și luna de naștere, sau când privim pe ansamblu ziua, luna și anul, deja putem să identificăm mai exact, poate chiar și județul din care și regiunea din care face parte, din țara respectivă. Și vedem acolo, deja știm și despre locul acesta mai multe detalii. Pe lângă faptul că este român dintr-o zonă mai mare, deja știm și regiunea mai mică cu tradițiile ei, cu cultura ei, cu așa mai departe. Ce fel de oameni sunt acolo? Mai este și calculul detaliat cu matrița numerologică, care aia deja poți să afli de acolo și adresa la care locuiește, să zic așa, privind de departe, poți să știi absolut totul foarte în profunzime. Iar în momentul în care intervenim și cu studiul numelui și cu interpretarea numelui și toate celelalte lucruri, putem să mai aflăm despre tot felul de detalii, să zic așa, picante din viața omului. Adică știm despre români că sunt într-un fel, dar nu cu toții se vor comporta în, eu știu, la un protest când se duc. Nu cu toții se comportă la fel. Odată vedem din toate celelalte caracteristici, dar și din numele respectiv vom vedea niște particularități foarte fine, dar care pot influența în momentul în care omul știe să se folosească de ele, le poate scoate în evidență mult mai tare și să le folosească cu adevărat. Mă gândeam că numele e important, pentru că să spunem că data de naștere, sunt mai mulți care se nasc în aceeași zi, aceeași lună, același an. Da. Și atunci ceva trebuie să vină și să particularizeze puțin ființa, da, exact, pe care... Exact, acest aspect contează foarte mult în prima fază, pentru că sunt cel puțin gemenii despre care putem să vorbim. Da, și deja de acolo vedem diferențele de nume. Cum influențează viața fiecăruia. Aici automat mai vorbim de multe alte lucruri, pentru că vorbim și de influența oamenilor din jur. Vezi, complexitatea numerologiei este cu atât mai mare cu cât aprofundăm. Pentru că deja în momentul în care, uite, dacă e vorba de gemeni, că e una să fie doi copii născuți în aceeași zi la aceeași maternitate, dar alta să fie chiar și gemeni care vor trăi în continuare în aceeași familie. Unul va sta cel mai probabil mai mult cu mama, unul mai mult cu tata. N-au cum să împartă timpul sau, eu știu, cu o bonă, cu bunica, cu bunicul, cu așa mai departe. Automat apar influențe diferite asupra copiilor, care contează din data de naștere a persoanei respective, din numele lui, pentru că se va manifesta într-un anumit mod. Dar aici deja intrăm în lucruri foarte complexe, foarte, foarte complexe și nu e greu de ținut pasul. Asta, am vrut să fac paranteza asta doar ca să se înțeleagă nivelul de complexitate al numerologiei și de ce eu nu sunt de acord cu aceste interpretări generale. Mai ales când e vorba chiar și de un an, cum au fost, chiar dacă am făcut și o interpretare a anului 2018,
sunt atât de multe particularități legate de fiecare persoană, încât devine cu totul și cu totul aberant să faci o astfel de interpretare. Diferența este că sunt oameni la un anumit nivel care știu, au nevoie și știu să țină cont de informațiile respective, dar sunt foarte puțini și de obicei nu iau astfel de informații de la televizor, de pe internet, din cărți. Te sună, te cheamă, îți faci treaba, îi spui ce are de făcut și ai plecat acasă, el își vede de viața lui mai departe. Bun, acum să revenim la nume. Cum ziceam, există un calcul, pe de-o parte, al transformării literelor în cifre. Astea se găsesc pe internet foarte mult. E vorba de acele corespondențe în care nu se ia în calcul, nu se iau diacriticele în calcul. Ă, Î, Ș, Ț, Î, nu le considerăm, ci doar A, o singură dată îl considerăm pe A, pe I, pe Ț, pe T, pe S și atunci vom avea 26 de numere cu 26 de cifre. De acolo pornind, fiecare literă cu corespondentul său sunt acum, în momentul în care avem un nume, putem să avem interpretări legate odată de litera cu care începe numele. Asta deja contează foarte mult, de dimensiunea numelui, numărul de litere care compune numele respectiv, de numărul de vocale, numărul de consoane, de suma totală a vocalelor, suma totală a consoanelor, de suma totală a numelui, suma totală a prenumelui, amestecat, separat și așa mai departe. După care putem să venim și cu porecle, putem să venim și cu multe alte lucruri. Tocmai de aceea ziceam că este un pic mai dificil să se țină o evidență foarte clară și foarte strictă a numelui în numerologie, pentru că diferă foarte mult și în diferite situații din viață ne folosim de nume complet, de prenume, de o poreclă, de așa mai departe, sau de pseudonime de multe ori. Și astea contează foarte mult în momentul în care de obicei se întâmplă la scriitori sau la artiști când vor să apară pe scenă și în sensul ăsta sunt foarte multe persoane care apelează la numerologi sau la persoane care cunosc foarte bine însemnătatea cuvintelor și a vibrațiilor care rezultă din calculul numerologic al cuvântului, pentru că efectiv îți completează poate o latură care ție îți lipsește. Asta vorbind de ziua de naștere. Când ai calculul zilei de naștere și știi părțile bune, părțile proaste ale tale, poți să vii cu un nume, de exemplu, cu un pseudonim sau efectiv să-ți schimbi numele, că se poate și legal. Să-ți schimbi numele și automat se va completa acea latură. Lucrul acesta oricum se întâmplă, doar că oamenii nu sunt obișnuiți, nu este ceva comun, nu este ceva împroprietărit deja, ca să țină cont de toate lucrurile astea. Și îl putem observa foarte simplu în momentul în care se căsătorește o domnișoară. În momentul în care își schimbă numele, putem să o luăm și așa, să zic, băbește, că se mută de la casa ei, schimbă locația, va sta cu soțul, va avea un alt ritm de viață, un alt stil de viață, va fi mamă la un moment dat, are alte atribuții și așa mai departe, automat se schimbă viața. Dar sunt suficiente cazuri în care își poate continua viața identic cu până atunci și deja lucrurile se schimbă. În cazul numelui de familie, când se schimbă la căsătorie, poate să fie și la bărbat și la femeie, durează undeva până la maxim 2-3 ani, până se transformă cu totul sau și îl însușește cu totul fără să facă ceva special pentru asta. Sunt persoane la care se vede schimbarea și imediat, la câteva săptămâni, la câteva luni, efectiv se schimbă viața deodată. Dar aici contează mult și perioada în care se află și multe alte lucruri, deja contează. Sau dacă e o persoană care zice că în cazul meu nu s-a întâmplat așa ceva, nu a fost nicio schimbare, nicio transformare, cu siguranță undeva maxim 2 ani și jumătate lucrurile s-au schimbat în viața ei. Și aici contează, pentru că e nevoie să vorbim pe cazuri concrete ca să putem să discutăm despre așa ceva, contează să zic de unde a plecat și unde a ajuns. Cine era înainte și cine este în prezent. Încă un lucru important, chiar dacă se folosesc și diminutive, se folosesc și porecle sau doar un singur prenume din mai multe pe care le poate avea un copil,
Ideea este că pecetea aceea inițială, numele complet pe care l-am avut la naștere, acela ne va influența nouă toată viața și ne dă cumva, ne asigură un bagaj de calități. E, de acolo noi putem să scormonim întreaga viață și să scoatem ceva util pentru noi. Sau să avem grijă uneori pentru că anumite calități le pot amplifica pe cele pe care le avem deja și să exagerăm în diferite moduri. Am întâlnit oameni care, sau doamne la care s-a schimbat viața radical, așa cum spuneai și tu, ori în bine, ori în rău. După căsătorie, după ce au preluat numele soțului. Da. Ia pe-a mea o curiozitate asta să te întreb, că de obicei prin cărțile astea de numerologie pe care le găsești și la care ai acces, și nu numai cărți, sunt site-uri și da, există informație cât vrei, ți se spune să ți se dă formula de calcul pentru calcularea numelui și îți dă numele, dar nimeni nu-ți spune care nume să-l treci acolo. Aud pentru prima dată că numele cu care te naști are importanța lui și care ne urmărește pe parcursul vieții. Dar, în general, dacă acum vreau eu o numerogramă, da, îmi dau numele care l-am acum, nu? Sau le dau pe amândouă ca să se facă o imagine, să se formeze o imagine cât mai clară? Da, tocmai de aceea fiecare își permite să interpreteze cum vrea și cu cât e mai vocal cel care face interpretările, cu atât pare să aibă mai multă dreptate și să știe mai bine ce face. Eu vorbesc doar din experiență, pentru că de-aia am și evitat un pic partea asta foarte mult legată de nume, pentru că mi-am dorit să studiez foarte mult ca să-mi dau seama exact cum stau lucrurile. Și tocmai de aceea îmi permit să zic că, pe de o parte, numele vine doar în completare la data de naștere și, pe de altă parte, contează numele complet, pentru că acolo este bagajul, cum am zis, complet de calități. Ți-a fost atribuit încă de la naștere, conștient sau inconștient de către părinți, în zilele noastre este, eu știu, se ține cont de cu totul alte criterii. În vechime, cum ziceam, legat de nume, indiferent că proveneau de la zeități, de la sfinți, pe parte religioasă sau biblică, sau, eu știu, de la alte persoane importante de ale timpului, sau efectiv de la anumite calități, pentru că sunt foarte multe, sau fiecărui nume îi sunt atribuite anumite calități. Tot felul de stări de spirit, de exemplu, și așa mai departe. Ei, oamenii țineau cont de lucrurile astea, pentru că știau în ce perioadă se naște copilul, în ce fel de mediu, în ce familie și așa mai departe. Știau toate lucrurile astea și atunci îi dădeau un nume care să-l ajute. Bine, asta nu se întâmpla chiar în totalitate. Nu de la A la Z toată lumea știa despre lucrurile astea și le făceau perfect conștient, pentru că altfel nu mai ajungea până aici. Dar cu timpul oamenii au început să devină mult mai alerți, mai superficiali și s-a ajuns până aici, în momentul în care, uite, sunt și foarte multe tradiții care spun să nu dai, de exemplu, numele unei persoane recent care a murit recent din familia ta. Sau un alt copil, un frate, soră mai mare al noului născut care a murit la un moment dat și să-i dai și aceluia numele lui, sau cum se mai practică foarte mult, să primească numele tatălui sau al nașului de botez sau așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri de genul ăsta care au însemnătatea lor și automat pe copil îl leagă cu ceva de persoana respectivă. Unii oameni nu cunosc lucrurile astea, dar se întâmplă, niște legături există, creează. Și în plus de aceea se mai practică foarte mult și acordarea numelor de sfinți. Pentru că, cel puțin în modul acesta, automat este ca un protector sfântul respectiv al copilului. Și îi se transferă chiar și din calitățile lui și din, să zic așa, din apucăturile lui. Are o tendință spre anumite obiceiuri. La fel de bine s-au folosit pe parcursul vremurilor cuvinte foarte comune la noi și foarte, foarte des folosite astăzi, dar care au o însemnătate cu totul ieșită din comun, dacă ar fi să intrăm în detalii, să le vedem pe fiecare. Pentru că oamenii se refereau în trecut la oamenii care proveneau din diferite zone, care erau mai plăcuți sau mai neplăcuți, de diferite culori, la negri, la sclavi, la așa mai departe, aveau câte o denumire pentru ei. Îi numeau într-un anumit fel. Și atunci, pe
parcursul anilor s-au păstrat acele denumiri cu care au rămas numiți oamenii. Și astăzi ne putem bucura, eu știu, de... Nu mai rețin acum, nu-mi vin acum exemple în minte, trebuia să le notez. Diferite astfel de nume, dar care în adevăr au niște înțelesuri și o etimologie cu totul ieșită din comun și care nu-l ajută deloc pe copil. În același timp, și combinațiile de vocale și de consoane contează foarte mult. Aici este ușor de observat faptul că persoanele cu foarte multe consoane în nume sunt mai dure, mai rigide un pic, mai se impun mai puternic. Și putem să vedem mai ales în țările slave, mai ales în la ruși, se observă asta foarte ușor, chiar și polonezi, ucrainieni, au numele astea pline de consoane și parcă impun o anumită prestanță. Când spui și Vladimir, e una să spui Vladimir, e alta să spui Donald. Da. Na, deja numai din nume, deja indiferent că cunoști sau nu persoanele la care faci în referire, deja sună diferit. Pe lângă faptul că, vezi, și aici contează, când spui un Donald, cel puțin la noi, majoritatea se gândesc la personajul de desene animate. Imposibil să nu faci o asociere cu el, atâta vreme cât majoritatea am cam trăit cu desenele astea. Deci lucrurile astea contează foarte mult, iar tot ca fapt divers, să zic așa, numele lui Dumnezeu la un moment dat din ebraică se consideră că a pornit și din înlănțuirea tuturor vocalelor. Acel Jehova, care a fost format din I, E, O, U, A. În ordinea asta, pe parcurs s-a transformat și a ajuns până la forma de Jehova. Deci contează foarte mult și numărul vocalelor, pentru că acestea dau cumva viață. Sunt dinamice, pe lângă faptul că în afară de O, toate celelalte au corespondențe cifre impare. O-ul are o cifră pară, cifra 6, dar în general sunt ca și dătătoare de viață. În același timp, foarte mult în sau un alt mod de a interpreta, dacă vrei, numele poate proveni efectiv din modul de scriere al lor. Putem să vizualizăm pur și simplu numele, îl scriem pe hârtie și doar ne uităm la el și îl vizualizăm și vedem formele în care se așterne pe hârtie. Și de acolo ne putem da seama cam de parcursul în viața al persoanei respective. Dacă... Bine, da, fiecare dintre noi scriem într-un alt mod. Aici intrăm în grafologie? Nu, aici mă refer... Nu. Mă refer la scrisul de tipar. Scrisul simplu de tipar, în care se observă foarte bine. Uite, de exemplu, tot ce începe cu B. Așa. Bogdan, Berlusconi, are acele două bucle. Aha. Și vei vedea cum în viață tot timpul tind să se mai gândească un pic, să fie nehotărâți, să aibă parcă o piedică. Încep ceva și se împiedică de ceva. Un O, de exemplu, Oana, Otilia, așa mai departe, începe cu un O, ca și cum adună foarte multă informație, se gândește, se uită și stânga și dreapta, întreabă pe toată lumea și după aia ia o decizie. Persoanele cu T, de exemplu, Titi, Titus, încep, dar se și au o limită undeva. La fel ca și cum începe cu o pauză, începe cu o piedică tot timpul. Sau în momentul în care își propune, are un plan foarte mare, un proiect, ca și cum îi vede finalitatea și nu poate să vadă dincolo de... Ei, când vorbim de I, A, N, de exemplu, chiar dacă la N e vorba odată de o întoarcere, deci urcă, se întoarce, dar după aia tot urcă și rămâne în sus, spre deosebire de M, care face... Și ajunge înapoi. Da, acea înduire și se întoarce tot în jos. Un I, un A, tot timpul sunt orientate spre înainte. De acolo pornește foarte multă inițiativă, dar în același timp mai pot să și uite de unde au plecat. Sau să piardă ceva pe parcurs, pentru că ei se tot duc înainte. Cu cât omul cunoaște lucrurile astea despre el și le însușește și le asumă, se poate folosi foarte mult de aceste aspecte din viața sa. S-ul este șerpuitor.
Și în viață vei vedea cum se duc o Sabrina, o Simona și caută tot timpul să ajungă acolo unde își doresc și sunt capabile de foarte multe întorsături în viața lor. Asta legat doar de prima cifră, dar exact aceeași interpretare o putem face pe tot numele. Sunt și astfel de interpretări, se găsesc mai greu, dar sunt, pentru că nu le putem lua chiar așa după ureche. Dar revenind la acea corespondență cu cifrele de care spuneam, sunt într-adevăr foarte multe semnificații care se găsesc. Nici nu știu de unde să încep, pentru că sunt foarte multe și nu știu pe care și cum să le recomand. În principal ar fi de reținut odată numele complet, valoarea numelui complet, pentru că asta contează, deci vorbim doar pe numele complet acum. Așa. În orice caz, odată valoarea numelui complet, odată suma consoanelor, odată suma vocalelor. Deci la numele complet fiecare literă are o corespondentă în cifre, da. Le adunăm pe toate și ne dă o cifră finală, tot așa, de la 1 la 9? Da, da, până la 9 le adunăm între ele, chiar dacă iese un număr din două cifre sau mai mult, se poate întâmpla chiar și așa, la mai multe prenume, le adunăm până rămâne o singură cifră și aceea va avea o semnificație. În general, semnificația numelui complet, asta face o caracterizare a omului per ansamblu. Cam și, să zic așa, putem face o mică corespondență cu cifra destinului. Deci cumva cum se va manifesta omul în viață, calea pe care va merge, cum abilități, puncte forte, puncte slabe ale sale, dar deja vorbim de acțiunea sa în viață, de ceea ce face în viața sa. Suma cifrelor vocalelor din nume ne dă indicii despre cum este omul în interiorul său, despre starea lui de spirit, despre cum vede lucrurile, cum judecă lucrurile, sensibilitățile pe care le are, butoanele pe care poți să-l apeși ca să-i amplifici o anumită stare sau să îl demotivezi la un moment dat. Iar asta îi putem face o corespondență cu strict cu ziua de naștere, pentru că la fel ziua de naștere, doar ziua de naștere, oferă indicii despre latura interioară a omului. Iar suma consoanelor asemănătoare, dacă e să facem corespondența cu luna de naștere, oferă indicii despre modul în care omul se comportă în societate și cum este el în exterior. Odată îl știm pe dinăuntru cu vocalele, odată pe exterior și după care o combinație a tuturor acestora va fi modul lui de acțiune în viață. Dar, repet, toate lucrurile acestea sunt mai slab sesizabile în comparație cu ziua de naștere și atunci este bine să fie utilizate ca și o completare la interpretarea zilei de naștere. Interesant. O să-mi calcul și eu consoanele, vocalele și așa. Da, bine, ar trebui să merg înapoi, da, să văd emisiunea dinainte, ca să iau fiecare cifră, să-mi dau seama cam, nu? Da. Sau, cel mai simplu este să se caute pe internet așa corespondența dintre, sau se poate pune pe hârtie, pur și simplu, pornim cu cifrele de la 1 la 9, așa, le punem sus prima oară, cap de tabel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și după care începem cu literele. Aha. Repet, fără să punem diacritice. Da. A, B, C, D, până ajungem la 9. La 9 vom ajunge la I. După care continuăm cu J sub A. J, K, L, M, așa mai departe. Și de acolo putem, eu de obicei așa procedez, când am nevoie le pun în ordine și le tot folosesc, pentru că se pot și memora, nu este foarte greu. După foarte mult lucru cu ele, se memorează foarte ușor, la fel ca și înmulțirea și împărțirea, dar e bine să le vezi în fața ta. Pentru că, la fel cum am mai spus, îți oferă indicii suplimentare. În momentul în care vezi tot tabloul ăla în față, deja, dar asta vine tot cu experiența. Cu timpul, în momentul în care vezi cu cine ai de-a face, efectiv, ți se deschide ca o carte. Numele, data respectivă și abundă de informații, efectiv. În momentul în care omul vine și are întrebări și are curiozități, deja poți să lucrezi foarte ușor. Dar așa, pe cazuri generale, să vorbești despre ce înseamnă aia, este un pic mai dificil, pentru că nu cu toții se vor identifica. Adică,
în mare se va identifica cu interpretarea despre destin, dar destinul ăla va fi pus în practică și va avea mult mai multe semnificații când vedem și celelalte calități ale omului. În afară de cifra asta de destin, deci compusă din toate cifrele care există în data de naștere, uite, am ajuns și am vorbit și despre nume. Ce e mai important să găsim acolo în data de naștere? Știu că spre deosebire de astrologi care cer indicații și informații și despre locația unde te-ai născut, da, țară, oraș și așa mai departe, în numerologie nu se iau în considerare aspectele astea. Ce mai este important să știm legat de numerologie și de noi? La un moment dat contează și ora nașterii. Dar a, da? Aici, da, deja vorbim de calcule mult mai complexe și mult mai profunde. Lumea, în general, este tentată să afle cât de multe poate. Și oriunde m-aș duce, orice aș face, lumea tot caută. Caută să afle, să le dai mai mult. La fel am fost și eu la un moment dat și chiar mă bucur că nu am ajuns să aflu tot ce am vrut să aflu de la început, pentru că m-am dat seama pe parcurs cât de mult a contat să stărui un pic mai mult pe anumite informații. Să le aprofundez mai mult, să le înțeleg exact dinamica. Pentru că lucrurile se leagă de la sine. În momentul în care înțelegi foarte bine baza de unde pleci, de acolo aproape că poți construi de unul singur și îți sunt suficiente câteva ghidaje din exterior, să-i zic așa. Deci, n-aș putea spune că mai sunt foarte multe lucruri necesare în momentul în care vorbim de o singură persoană și când vrem să-l descriem, când vrem să știm cine suntem, cum suntem, să ne descoperim pe noi înșine. E atât de multă informație doar în data de naștere, chiar și fără nume, încât nu știu dacă am ajunge vreodată să o finalizăm ca și interpretare. Dar în momentul în care vorbim de un grup de oameni, de o firmă, de, nu știu, o mutare la o altă adresă, deja intervin toate celelalte influențe care pot fi cuantificate într-un fel. Că sunt oameni cu nume, cu zile de naștere și așa mai departe, toate influențează. Dar să zic așa, sfatul meu principal este să facem noi partea noastră în primă fază. Cât ține de noi, să ne asigurăm că am făcut maximum. Și abia după aia să ne gândim, de exemplu, ce număr ne punem la mașină sau la ce număr de casă voi locui. Marea majoritate se aruncă foarte mult pe lucrurile astea și le interpretează pentru că, nu știu, dă bine, pentru că sună comercial, sună pompos, din diferite motive. Dar apropo de numărul de casă, tot așa, bâșbâind prin lumea asta numerologiei, indiferent că e vorba de cărți sau site-uri, m-am uitat și eu la acest detaliu și am încercat să găsesc o semnificație la numărul de casă ale prietenilor. Și culmea că se și potrivește. Da, adică da, ar fi culmea, chiar mi-aș dori să găsesc pe cineva sau ceva care să nu se potrivească. Sincer, chiar mi-aș dori de mult. Caut stilul de viață a oamenilor nu se potrivească respectiv. Da, chiar se potrivește cu felul cum este descrisă cifra respectivă. Într-adevăr, dar eu studiez și Feng Shui-ul și chiar și acolo se precizează foarte clar că puterea omului este mult mai mare decât a unei locuințe, a unei mașini, chiar a unei zone întregi, forme de relief și așa mai departe. Deci omul este mult mai abil pentru că, în primul rând, are mintea de care se poate ajuta să facă ceva mai mult, după care are și corpul, are putere fizică, poate să facă ceva, să schimbe, să-și schimbe viața, să ajungă acolo unde își dorește. Deci nu consider că suntem, ca și oameni, atât de puternic influențați sau nu în măsura aceea, eu știu, în care să ajungem să ne victimizăm sau fatalistă. Deci nu există așa ceva. Să dăm vina pe mașină, pe casă, pe nume, pe vibrații, pe tot felul de influențe, nu. Repet, mai întâi e necesar să ne cunoaștem pe noi și să facem absolut totul ce ține de noi. După aceea se pot întâmpla chiar și miracole, în sensul că vei ajunge la un moment dat chiar să poți controla tu influențele vibrațiilor care te înconjoară, fie că este vorba de casă, de mașină și așa mai departe. Știi ce spuneai tu la un moment dat? Un lucru foarte interesant legat de numerogramă. Da, ai nevoie toate datele legate de cifra, mă rog, data de naștere. Dar spuneai că e important
Să-i știi și pe cei din jurul persoanei pe care vrei, căruia vrei să-i faci numerograma. Care e faza? Faza este că fiecare avem niște puncte sensibile unde putem fi influențați ușor. Și atunci, în momentul în care îi analizez pe cei din jur și le observ lor punctele forte, unde predomină, ce predomină în persoanele din jur și ce este mai slab aspectat la tine, atunci cu siguranță vei putea să fii influențat mai ușor în punctul acela, din sensul acela. E nevoie de experiență aici, ca să poți să citești printre rânduri deja. La început poți să iei interpretările ad literam, exact cum zice și în carte, pentru că e nevoie de școala asta. Dar pe parcurs, cu timpul, ajungi să-ți dai seama mult mai simplu și din experiența cu oamenii, efectiv, să-i vezi punctul sensibil și ce anume și-ar dori, de fapt, să obțină o persoană. Mai ales la copii se întâmplă lucrurile astea și aici este un aspect, o să încerc să rezum și să închei cu lucrul acesta. Foarte mult se pune accentul pe faptul că modul de, sau educația pe care o primește copilul îl influențează foarte mult în viață. Aici sunt un pic de acord cu lucrul acesta, dar pe de altă parte eu am o teorie cu totul opusă. Pentru că copilul este același de la naștere până când este și adult. Așa cum ne vedem noi astăzi, cum avem calitățile noastre și fiecare cu abilitățile mai deosebite, la fel au fost și atunci când eram mici. În momentul în care într-o clasă cu 30 de elevi o profesoară vine frustrată și începe să țipe la elevi, să se exteriorizeze acolo, să-și verse frustrările, fiecare va percepe în mod diferit. Normal. Și nu putem să tragem o concluzie că evenimentul respectiv e influențat într-un fel pe elevii din clasa respectivă. Unii vor ajunge acasă și vor intra în pământ. Sau de acolo deja vor intra, nu vor ști cum se ascundă, se vor considera ei vinovați. Vor căuta să ascundă părinților. Alții deja vor aprecia, mamă, ce interesant a spus-o, ce bine a spus-o, uite că aș putea să fac și eu. Deci moduri atât de diferite, se pot manifesta în moduri atât de diferite copiii, iar asta se va perpetua pe întreaga lor copilărie și întreaga lor viață. Modul acela de a percepe exteriorul, de a percepe viața din jur. Pentru că au anumite calități. Ei și atunci, în momentul în care vedem profesoara cum este, care-i sunt apucăturile, care-i sunt obiceiurile, vedem și copilul unde-i sunt sensibilitățile, deja ne putem da seama care va fi interacțiunea dintre ei. Și la fel, pentru că vor fi copii diferiți. Chiar vor fi, ne putem da seama în modul acesta, care vor fi copii antipatici pentru profesoara respectivă și peste care se va aplica cu mai multă duritate. Și lucrurile astea se întâmplă cu adevărat și le poți observa la modul real. Deci se poate ajunge foarte departe cu interpretările acestea interpersonale. Pentru că în cea mai mare măsură aici este utilitatea cea mai semnificativă pe care o văd eu în momentul de față. În prima fază la a descoperi astfel de relații pentru ca să nu mai existe toate aceste judecăți, toate aceste suferințe, toate aceste, eu știu, așa mai departe. Lucrurile se pot îmbunătăți foarte mult în momentul în care cunoaștem omul. Știm cine este, știm că nu a greșit prin modul lui de acțiune, ci doar poate a exagerat un pic, dar pentru el este ceva total firesc. Da. Suntem la final de emisiune. Dragilor, ne-am făcut așa o imagine de ansamblu asupra semnificației numelui. Ați văzut că calculul în sine e mult mai complicat și sofisticat. Da, cum spunea și eu, nu îți puteți găsi oriunde vreți informații și puteți forma o imagine. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Sper că v-am strânit curiozitatea pentru a ne urmări și în continuare la următoarele emisiuni dedicate numerologiei pe diverse teme pe care le voi gândi împreună cu Ionuț. Lui mulțumesc, îți mulțumesc că ai venit de la Timișoara până la Arad ca să facem o emisiune așa de faină. Cu tot dragul. Ne mai vedem luna viitoare, că așa ne-am propus noi să facem o emisiune pe lună și până acum ne-a ieșit, să vedem ce se întâmplă de acum încolo. Îți mulțumesc, Ionuț, și dumneavoastră vă mulțumesc, vă doresc o seară minunată și să ne revedem cu bine săptămâna care vine. La revedere!